Bărbatul nu a avut nicio șansă de supraviețuire, multiplele traumatisme suferite în urma impactului fiind incompatibile cu viața. Potrivit martorilor, acesta se îndrepta spre casa în care locuia cu chirie, în direcția de mers spre Câmpul Lung, iar la un moment dat, în timp ce încerca să vireze la stânga pentru a se încadra pe o stradă laterală, a fost izbit în plin de un autoturism care tocmai se angajase în depășirea biciclistului. Victima a fost luată pe capotă și parbriz, iar după circa 50 de metri a fost proiectat în afara carosabilului. A fost frână pe șoferul, a frânat înainte să le apuc capotă. Când a pus frână, a ridicat capul și în fracțiune de secundă l-am văzut scălare pe capotă, bicicletă cu tot. Și a mers circa până în dreptul, nu știu un atât, la viteza care a avut-o. Și după aceea, din inerție a căzăturii pe capotă, a sărit peste mașină în partea asta la altă. Și după aceea s-a dus cap în cap de vreo 4 ori până ne-a oprit acum. Bărbatul a fost transportat cu o ambulanță la spital, însă din cauza multiplelor traumatisme suferite, a decedat ulterior. Poliția rutieră a întocmit în acest caz dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, urmând să stabilească cu certitudine cauzele și împrejurările care au stat la baza accidentului. În 73, pe raza comunei Schitul Golești, s-a produs un accident de circulație, respectiv un autoturism marca Citroen, condus de un șofer din Câmpul Lung, se deplasa în direcția de mers spre Câmpul Lung, iar la un moment dat a lovit și a accidentat un biciclist care se deplasa în aceeași direcție de mers. Victima a fost transportată la spitalul Câmpul Lung, i s-a acordat primul ajutor, dar din păcate medicii câmpulungeni au fost nevoiți să constate decesul biciclistului.